Oameni de milioane cu Toader Păun la Europa FM. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este coorganizator al unui proiect care de câțiva ani de zile a reușit să aducă arta într-o altă formă și să-i facă pe cei care nu se gândeau niciodată să intre în contact cu o formă de artă într-un mod atât de intim, de apropiat și mai ales să savureze atât de mult. Este vorba despre One Night Gallery, proiectul în spatele căruia se află Mădălina Ivașcu, omul nostru de milioane. Bun venit la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ce este One Night Gallery? One Night Gallery este un nou concept de expoziție care îmbină arta și tehnologia în primul rând și care sunt un nou tip de vernisaje dedicate de fiecare dată unui artist pentru care noi de fapt creăm un eveniment, un context în care reușim să creăm niște extensii ale lucrărilor lui prin diferite tehnologii emergente. Și aici mă refer la realitate virtuală, la realitate augmentată, la video mapping și la ediția noastră din martie am adăugat o nouă componentă de filtre de transfer artistic, adică inteligența artificială. Mă uitam la cifrele pe care le-am de la One Night Gallery și am văzut că până acum au fost peste 19.000 de participanți. În cât timp? Acum stăteam să mă gândesc oare este din prezentarea adaptată ce am dat de acolo. Pentru că în luna martie, la ultimul nostru vernisaj cu Ana Bănică, am avut într-o singură seară 3.000 de participanți. Ceea ce a fost pentru noi un record. Pentru un eveniment cultural înseamnă foarte mult. Da, da. Contează să pui arta într-o formă actualizată a zilelor noastre, să nu fie doar un tablou pus pe un perete, ci să fie și o formă de interacțiune altfel cu el? Cred că sunt mai multe componente care ne-au adus aici. Adică, în primul rând, cu siguranță contează, nu știu, dimensiunea asta pe care o oferă tehnologia, în sensul că prin realitatea augmentată, de exemplu, și prin video mapping, reușești să aduci, să creezi niște extensii ale lucrărilor cu ajutorul altor artiști și așa se nasc lucrările colaborative. Și atunci cred că, de fapt, cu toate că este un art show dedicat unui artist, tu, de fapt, vii să vezi o colaborare a unor artiști, o reinterpretare până la urmă în anumite spații. Și cu siguranță contează și faptul că nu este un vernisaj clasic. Adică de la ora, nu știu, de regulă începem de la ora 8, și are și această componentă de petrecere în care avem un DJ care pune muzică și avem și partea asta de bar în care lumea rămâne și vorbește despre asta, pentru că asta ne-am dorit, să nu fie un vernisaj în care oamenii vin pentru o oră, au văzut și după aia au plecat mai departe să petreacă, ci să rămână, să creăm acel loc în care oamenii pot rămâne acolo și să și vorbească despre ce au văzut și pot intra din nou și interacționa și pot intra și în realitate virtuală. Și cred că asta ajută foarte, foarte mult. Cam care este media de vârstă a celor care vin la asemenea evenimente? Aș zice că 30, poate. Sau poate nu, poate am... Voi de cât timp faceți One Night Gallery? Pentru că am făcut eu 30 gallery? Și nu vreau să-i văd pe ăștia. Mulți înainte. Mulțumesc. A început în noiembrie 2017, cu prima ediție pe care a făcut-o partenera mea, Sorina Topceanu, în care și-a dorit foarte mult să promoveze artiștii români și ilustratorii. Și apoi m-am alăturat și eu la ediția a doua cu Bianca Dumitrașcu și am adus componenta asta de realitate virtuală, care după aceea a început să fie ca un
bulgăre cumva și am adăugat foarte rapid și partea de realitate augmentată și video mapping și... Fiind aproape 2 ani, observați cumva vreo schimbare de atitudine față de proiectele de genul ăsta, o creștere categoric, a fenomenului? Categoric. Adică pe lângă numărul foarte mare de participanți, mi se pare că avem sprijin, un sprijin foarte, foarte mare din partea tuturor și că e, toată lumea e foarte, foarte încântată de acest demers și de cât de frumos a evoluat și cât de bine facem lucrurile. Adică de regulă nu sunt cea care să spună vai de mine, dar mi se pare că știi, chiar lucrăm în continuu la chestia asta și sunt sigură că se vede lucrul ăsta în momentul în care vii la un vernisaj. Și pentru noi a fost, de mare ajutor faptul că anul trecut am făcut prima ediție la Teatro Odeon și ne-am bucurat foarte mult de sprijinul lui Adrian Damian, care a zis, bine, haide, veniți și faceți aici un vernisaj. Și cumva toată lumea, adică și studioul de video mapping Mindscape, care am colaborat atunci, a zis, bine, ok, ne băgăm și vrem să facem chestia asta, și a arătat foarte, foarte frumos. Și atunci a fost și prima noastră colaborare cu Samsung, care după aia au zis, faceți niște lucruri minunate. Ei aveau o aplicație de evenimente pe care între timp au refăcut-o să fie strict de realitate augmentată, astfel încât noi să putem să creăm cât mai multe contexte de animații, adică cât mai multe tipuri de animație, nu doar 2D și acum și 3D, și care îți, mă rog, te ajută foarte mult așa să îmbini mai multe tehnologii. Și așa s-a născut și, sau mă rog, tot din această dorință de a ne promova și de a promova artiștii pe care... cu care am colaborat și artiștii în general, așa s-a născut și acest proiect Connex, care se numește Global World District, pentru că am spus, ok, există cartierul District 40, cartierul creativ, și noi fiind în zona de nord, am zis, ok, hai să facem un cartier dedicat artei și tehnologiei. Și așa a început parteneriatul cu Global World, care au 13 clădiri în zona asta și foarte, foarte mulți angajați, și niște clădiri foarte frumoase care se pretează până la urmă la ce ne dorim sau la ce ne-am propus noi să facem, și anume să mergem în spații mai puțin convenționale, pentru că asta e o altă componentă a acestui proiect. Practic inspiră un artist și un eveniment de genul ăsta o clădire de birouri? Adică îi dictează setup-ul asta cu siguranță că se schimbă niște lucruri. Noi de fiecare dată alegem un spațiu diferit în care să mergem. La ultima ediție am fost la la Casa Monteoru. Anul acesta vom reveni din nou la Teatro Odeon, pentru că facem împreună un an și mi s-a părut o ocazie foarte, foarte bună de Noaptea Muzeelor să fim din nou acolo. Și da, cu siguranță adică eu așa cred că cel puțin mie, plecându-mi foarte, foarte mult, cred că ajută în momentul în care vii de dimineață și un spațiu pe care îl știai într-un anumit fel este complet schimbat și sunt niște lucrări de artă care, până la urmă, dacă nu ești un pasionat de artă, am făcut în așa fel încât să-ți dăm un layer de tehnologie, pentru că majoritatea oamenilor care lucrează acolo sunt din companii de IT, și mi se pare că în partea asta de tehnologie e foarte în atenția tuturor. Bun, revenind la One Night Gallery, cât lucrați pentru un eveniment de genul ăsta? Cât timp înainte se pregătește? Noi ne place să credem că avem întotdeauna o lună la dispoziție, ceea ce rar se întâmplă. De regulă avem 3 săptămâni sau câteodată 2 săptămâni și jumătate, și asta înseamnă că muncim în continuu, adică cam 12 ore pe zi e ce se întâmplă în medie. Iar la final, care este răsplata pe care o primești pentru așa ceva? Păi că vin foarte mulți oameni într-o singură seară și toată lumea
pare că este impresionată de ce facem și vin din ce în ce mai mulți, nu știu, și din ce în ce mai multe companii înspre noi, pentru partea asta în care noi curatoriem evenimentele. Cumva așa, asta a fost cumva al doilea layer, dacă vrei, de la One Night Gallery, a fost Global World District, după care de la sine am început să avem această semnătură de curatoria de One Night Gallery. Și nu știu cum a fost, de exemplu... O marcă de încredere. Cum a fost, de exemplu, nu știu, faptul că am fost invitați la lansarea telefonului S10 în România și am avut o instalație de artă, un caleidoscop, care lucrarea din interior care se reflecta a fost făcută de Lost Optics, care este din crew Sweet Damage Crew, care ne-am făcut cea de-a treia ediție, și am avut 9 artiști care au reinterpretat key visual-urile anterioare. Și a fost super frumos și de efect și toată lumea a fost incredibil de încântată și mi se pare foarte important că, nu știu, reușim să, n-aș vrea să zic că să setăm un fel de a expune sau de a implica artiștii, dar oricum să participăm la înrădăcinarea lui. Pentru voi, pentru artiștii care participă, nu e la un moment dat un sentiment din ăsta de frustrare că se joacă oamenii cu instalațiile, cu ceea ce creați voi acolo? Uneori ies niște lucruri incredibile, dar sunt one night, sunt doar în momentul ăla după care dispar. Vernisajul este făcut de așa natură încât ai expoziția clasică, după care într-un alt loc ai partea asta de videomapping, altundeva ai partea de realitate virtuală. Ne dorim să facem, să avem prima galerie cu lucrări de realitate virtuală ale artiștilor români, pe care la un moment dat să le expunem pentru mai mult timp, dar dacă este... Adică ne-am dorit foarte mult să o facem pentru o singură seară, pentru că oamenii prin definiție amână și spun, ok, lasă că mă duc, hai că ajung mâine. Și atunci am vrut să fie așa. Deci fie presiunea asta a timpului? Este presiunea, da, uite, noi lucrăm atât pentru o singură seară, tocmai ca să ne strângem într-un număr atât de mare și să creăm până la urmă vibe-ul ăsta și să și vorbească lumea atât de mult, pentru că cu siguranță se cunoaște cel puțin pe social media în momentul în care a fost un eveniment, pentru că foarte mulți oameni vorbesc despre asta în același timp și cred că asta e un lucru important și s-ar disipa cumva. Dar într-adevăr am avut și mesaje de la participanți care ne-au zis, hei, ok, am înțeles, one night, hai măcar one weekend, știi, adică s-a propus o negociere și nu știu, s-ar putea să vedem că în mai să încercăm poate să extindem, dar încă nu ne-am hotărât. Vrem, în schimb, să mergem și în alte orașe din România. Adică ne gândim foarte mult să ajungem la Cluj și în Timișoara și cred că am avut anul trecut, de exemplu, am fost co-curatori ai festivalului Amural, pe care îi fac prietenii noștri buni de la Aurelai, un studio de videomapping incredibil. Sunt incredibil de talentați și ne sunt foarte, foarte dragi. Ca să nu sărim dintr-un an într-alta, da, să fie foarte greu de urmărit. Aha, pentru okay. Oricine se uită și video la noi. Pentru tine, tot ceea ce ai făcut până acum, ți-a servit vreo lecție? Ai învățat ceva de la partea pe care ai descoperit-o prin intermediul acestui proiect? Nu știu dacă pot să zic neapărat că am descoperit ceva... Am găsit ceva ce îmi place foarte, foarte mult și adică am căutat foarte mult un lucru care chiar să pot să spun că îmi place și ceea ce fac acum, cu toate că la un moment dat poate să devină extraordinar de obositor, pentru că pentru mine cel puțin nu există vacanțe sau weekenduri, e incredibil de frumos pentru și de ofertant pentru imaginație, că asta la un moment dat vorbeam după ce am ales artistul pentru luna mai și am zis, uite, știi, asta mi se pare cel mai frumos acum, când noi de fapt am ales artistul, începem să ne uităm pe lucrări
și hai să vedem ce instalații putem să facem, ce poate el să creeze. Și mi se pare exact asta, să desfaci jucăriile sub brad și să vezi, vai, uite ce frumos, uite ce acum ce urmează. Și de fapt să fii alături de niște oameni incredibil de talentați și de creativi și să vezi cum se nasc niște lucruri foarte, foarte frumoase. Inspirația, cu alte cuvinte, se ia, se poate împrumuta. Da, cu siguranță. Adică mi s-a părut minunat că, de exemplu, la Casa Monteiro am zis, wow, ce frumos ar fi să facem un centaur 3D care să fie cumva capturat așa în niște plante. Și l-am făcut, știi? Și mi s-a părut incredibil și l-am făcut până la urmă noi, așa, dintr-o ambiție și dintr-o necesitate de a scădea niște costuri. Am zis, ok, fine. Și, nu știu, colegul nostru care este creative director, Mihai Cojocaru, și arhitect incredibil de talentat și pe partea asta tehnologică, dar și pe tot ce înseamnă, nu știu, creație, adică am reușit să facem un centraur 3D, știi? Am printat fața și totul din polistiren tăiat și a fost, adică a durat 6 zile într-un container, dar l-am făcut și a arătat superb. Și asta mi se pare că este ceva care să mă inspire. Și oarecum sunt foarte multe lucruri care eu spun, băi, sub nicio formă n-avem cum, știi? Și până la urmă se întâmplă. Și asta cred că este un lucru pe care foarte des l-am învățat de la partenera mea, de la Sorina, care ea este un om extraordinar de pozitiv și de, bă, hai să vedem, sigur o să fie bine și chiar se întâmplă, știi? Și eu care sunt așa foarte, nu știu ce să zic, adică ne completăm și mi se pare că e o lecție foarte, foarte bună pentru mine, pe care cu siguranță o să mai aibă de repetat, dar care îmi face foarte bine. Madalina Ivașcu, mersi mult! Și eu vă mulțumesc! Oameni de milioane, cu Toader Păun, la Europa FM.